Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Am zis întotdeauna, atunci când vrei să-ți faci campanie, nu-ți faci campanie doar o lună înainte de alegeri. Îți faci campanie timp de 4 ani. Și atunci, în prima emisiune de după campanie, am ales să venim într-o comună unde campania chiar se face timp de 4 ani. Suntem la Cumpăna. Bun venit, doamna primar Mariana Găju, realeasă în funcția de primar, și văd că liniul s-a terminat din argele și o văd cu foi în față, vă văd că ați reînceput campania, ca să zic așa, adică munca. Era firesc să fie așa. Bună ziua! Și eu vă spun, bine ați revenit în comuna noastră, dragă Cumpăna, pentru că la noi campania electorală s-a terminat, a început deja cealaltă campanie electorală, pentru viitorul mandat, prin muncă, prin proiecte, prin proiecte care se implementează pe teren în comuna Cumpăna, dar prin proiecte și drumuri făcute din nou la ministere pentru a consolida poziția celor care au fost depuse, când spun pentru a consolida poziția, pentru a le urmări evoluția lor la diferite ministere sau agenții naționale, și o să vi le explic pe fiecare în parte, dar mai ales pentru o problemă gravă care parcă de 2 ani de zile e un coșmar, nu doar pentru primarul comunei Cumpăna, în primul rând pentru cele 8 familii evacuate de pe malul stâng al canalului și de ce nu pentru întreg cartierul în care este amplasat malul stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră. Sunt probleme care nu te așteaptă, probleme care nu te lasă să stai. Care nu au nevoie de pauză în campanie electorală, exact. Nu au nevoie de pauză, exact. Pentru că vin parlamentare sau alte de stau, absolut, nevoie deloc să fie făcute acum, dacă absolut se poate. Absolut deloc, așa și este. Și este o realitate pe care dumneavoastră, înțelegând invitația noastră de a veni în teritoriu și de a urmări lucrurile pe cele rele, pe cele bune, adică lucrurile reale din localitate, vedeți că nu este o simplă declarație. Dacă vă aduceți aminte, eram împreună la ziua comunei, de 1 mai, oamenii făceau mici, ascultau muzică populară și am plecat de urgență de acolo cu dumneavoastră pentru că am primit vestea că o bucată de mal s-a mai prăbușit și ajunsese deja la jumătatea drumului și din fața acelor case. Ați lăsat totul, ați lăsat muzica populară, micii și alte, bucuria de a sta alături de oameni măcar o dată pe an de 1 mai și ați fugit în zona respectivă unde am văzut grozăvia care îi se deschidea în față, acel hău, acel mal prăbușit care amenința să ajungă la case și care cădea la vremea respectivă cu jumătate de metru la fiecare, câteva minute, probabil. O grozăvie pe care ați reușit să o stopați datorită demersurilor noastre, dar care nu s-a rezolvat în totalitate, care este încă în lucru. Înainte să ajungem la aceste subiecte, aș vrea să vă întreb, pentru că vorbeam de campanie electorală. Cum ați văzut această campanie electorală? Eu v-am spus și în timpul campaniei electorale, munca nu mă sperie pe mine ca om, pe mine ca și primar, care îmi doresc să fiu reprezentant al comunei Cumpăna sau al echipei noastre a unui partid care astăzi este atât de hulit. Este vorba de Partidul Social Democrat și eu zic că pe nedrept este... Ați simțit că v-a tras în jos faptul că erați din PSD și ați avut, un procent mai mic datorită acestui lucru? Poate că da, având în vedere că au fost declarații fățișe, deschise, în momentul în care mi-am exprimat public că voi depune candidatura, tot din partea Partidului Social Democrat, a spus nu, din păcate v-am votat până acum, dar noi nu vrem să mai votăm partidul dumneavoastră, așa că din păcate nici pe dumneavoastră nu vă vom ajuta dacă nu vă schimbați partidul. Deci au fost declarații deschise. De ce nu ați candidat independent atunci? Vă pot întreba acum, după campanie, de ce nu ați candidat independent? Pentru că oamenii la Cumpăna sunt convins că votează mai mult omul decât partidul. Pentru că întotdeauna mi-a plăcut să fac parte dintr-o echipă. Avem o echipă cu care am plecat la drum încă din anul 1996, de când am refuzat să candidez pentru funcția de primar, am rămas consilier local până în anul 2000 și abia din anul 2000 am candidat. Ei, această echipă a fost tot timpul unită, loială, cât se poate numi
ea, pentru că, din păcate, anul 2020 a demonstrat ce înseamnă când nu cântărești bine valoarea oamenilor, caracterul oamenilor și primești în echipa ta un om care nu merită să fie numit nici om, dar rămite să fie un consilier care să reprezinte o anumită comunitate din localitate, un anumit cartier al localității sau un anumit segment de populație. Am văzut că ați mers pe oameni tineri de această dată. Da, de această... Ați primit în echipă, bine, și oameni cu experiență, dar și oameni tineri care vin cu o altă forță, poate. Vremurile și timpul te aduce în măsură în care să vezi, da, să cântărești bine, cum trebuie să ai din toate categoriile profesionale, din toate categoriile sociale, oameni care să reprezinte localitatea așa cum știu dumnealor mai bine. Și este firesc să ne și întinerim echipa, pentru că oamenii care nu pregătesc lângă umărul lor un viitor lider, care nu pregătesc viitori consilieri, înseamnă că nu ne iubim comuna. Nu ne iubim decât pe noi, ori noi nu suntem așa. Ați câștigat cu peste 65%, un procent care vă validează din nou și din nou, adică dacă ați fi câștigat poate cu 30-40%, era un semn de întrebare. De la 65%, înseamnă că oamenii din Cumpăna vă iubesc și apreciază ceea ce faceți. Pe dumneavoastră ca om, pe dumneavoastră ca primar vă apreciază. Și atunci, acest procent vă dă, eu știu, puterea necesară să duceți mai departe încă un mandat. Dar îmi spuneți înainte de emisiune că vă pregătiți pentru alegerile din 2024. Păi da, proiectele acestea trebuiesc să netezească calea pentru următoarele alegeri. Așa te poți prezenta în fața oamenilor cu un flyer, cu o broșură, cu un material și să prezinți. Eu nu spun voi face și voi drege, eu spun am făcut. Am făcut împreună cu locuitorii comunei și chiar dacă nu putem să rezolvăm toate proiectele pe care le-am propus pentru noul mandat, sunt 24 de proiecte, asta nu înseamnă că nu avem obligația să muncim pe brânci, cum spune Important românul. Important e măcar să le începeți, adică nu să le lăsați să fie doar niște proiecte pe hârtie. Absolut, absolut. Și atunci tu nu ai timp de pierdut. Eu am experiența ce înseamnă. Acum a început mandatul, acum s-a sfârșit. Cine credea că nu vom realiza nodul de descărcare pe autostrada A4 în mandatul ce tocmai l-am încheiat? Eu nu credeam lucrul acesta. Și uitați că vremea, realitatea mi-a demonstrat-o că sunt oameni de 2 lei care doar promit, care nu fac și care te pun pe tine, care ești la talpa țării, aici lângă oameni. Ei nu știu cei din ministere, nu coboară jos să vadă. Tu ai promis un lucru, ai ținut un dosar, l-ai scos de 2 ori, incomplet, nu bun. Cum explic eu locuitorilor, aceștia nu înțeleg. Ca drept dovadă, așa cum spun, promisiuni, să vedem, se va realiza. Păi pentru că mine aceasta mă înjunghie, nu știu cum să vă spun. Eu trebuie să demonstrez că ele pot fi realizabile și că țin de oameni. Indiferent că suntem de la nivel local, județean sau central, dar eu nu vreau să le mai permit celora de la nivel central să-și bată joc de noi prin promisiuni, ci să vin să le aduc în față, măcar hârtiile, să se vadă când m-am dus și le-am reîmprospătat și le-am cerut în continuare. Deci aceasta nu înseamnă că n-ai credibilitate. Aceasta înseamnă că acolo chiar sunt oameni care habar n-au ce fac. Atunci când depinzi de alții ca să-ți faci bine treaba, da, te poți lovi de astfel de ziduri din birocrația românească atât de cunoscută, astfel încât toate proiectele puse pe hârtie pot ajunge să dureze ani și ani în loc să dureze jumătate de an, așa cum ar fi normal. Până acum o astfel de lucrare, domnule Boioglu, eu trebuia făcută, da, deja. Eu vreau să vă spun încă o dată și să mulțumesc tuturor locuitorilor comunei Cumpăna și mai ales celor care nu au votat Mariana Gâjul și echipa PSD, mai ales acelora trebuie să le demonstrez că meritam votul dumnealor, indiferent că reprezentăm eu culoarea politică. Eu sunt convins că acum nu veți fi doar primarul celor care v-au votat. Niciodată n-am fost așa. Am fost tocmai primarul acelora care nu m-au votat, ca să demonstrăm bine, tuturor, că muncim. Dar și al lor. Tuturor, bineînțeles. Eu vreau să vă spun, Cumpăna este localitatea care avea înscris pe numărul total de alegători 12.234 pe listele permanente.
Da? Deci cei cu domiciliu stabil în localitate, din 15.684 de locuitori cu domiciliu stabil în comună, că atâția existăm, pe statistică, în realitate suntem peste 18.200, 12.234 erau cu drept de vot. La vot s-au prezentat în procent de 50,89%. Deci peste procentul la vot pe țară, peste procentul la vot pe județul Constanța. Aviz celora care au comentat că nu s-a prezentat lumea la vot. Cumpănenii au fost conștiincioși în procent de 50,89%. Nici de cum nu se poate spune că aceștia nu au venit să-și exprime votul. În total, 6.226 de locuitori ai comunei Cumpăna au venit și și-au exprimat votul. Dintre aceștia, cine nu vine la vot nu are dreptul să comenteze după aia. Pentru asta ai odată la 4 ani ocazia să-ți pui cuvântul și să alegi un om în care ai încredere. Dacă n-ai venit la vot sau dacă ți-ai anulat votul, automat înseamnă că nu te interesează soarta comunei. Deci, eu am de comentat și în plus altceva. Din aceștia, pe categorii de vârstă, și nu o spun eu, Mariana Gâjul, ci o spun statisticile de la Biroul Electoral. Abilitate. Sunt oficiale, date care pot fi verificate. Au fost 1470 de persoane cu vârste cuprinse de la 18 la 34 de ani. Deci tineri ai comunei Cumpăna. 18-34 de ani, aceste persoane au venit la vot. De la 34 la 44 de ani, eu numesc tot tineri pe aceștia, 1475 de persoane și-au exprimat votul. De la 45 de ani până la 64 de ani, 2247 de persoane. Deci de la 45 de ani, pe omul acela îl consider tânăr, până la 64 de ani, în puterea vârstei. Înțelepți îi considerăm doar pe cei peste 65 de ani, unde n-au venit la vot decât 1030 de persoane. Ele sunt cifre statistice care pot fi verificate oriunde cine este interesat. În total, 6226 de persoane, repet, și-au exprimat votul. Nici de cum au ieșit doar bătrânii ca să voteze PSD-ul. Dar tocmai au spus ieșit... că bătrânii au fost în proporție de, eu știu, deci, Doamne, 10%, 15%. Exact. Acesta este numărul persoanelor. Eu nici nu i-am făcut bătrâni, i-am făcut înțelepți, vândând vârsta de peste 65 de ani. Dar dacă oamenii care spun acum au ieșit bătrânii, au o problemă cu chestia asta, de ce nu au ieșit la problemă, vot? De ce nu au ieșit la vot atunci când trebuiau să iasă? Dacă într-adevăr ca și persoane care nu se află în categoria bătrânilor, spun că nu au ieșit tineri. Eu nu cer pe nimeni, Doamne ferește, însă sunt încă astăzi lideri ai celorlalte partide politice care, deși rezultatul alegerilor este consfințit oficial, comentează și denaturează informațiile către populație cum le convine. Cum veți fi în Consiliul Local? Câți consilieri aveți? Aceste mandate, aceste voturi au fost ca reprezentare a mandatelor pe Consiliul Local, astfel. Însă eu aș fi vrut, până acolo, să vă spun că primarul PSD a obținut 3866 de voturi, 64,61% este procentul. Următorul este în procent de 16%, 16,22%, și este Alianța USR Plus cu 943 de voturi. PNL-ul pe locul 3 la primar cu 808 voturi, în procent de 13,5%, deci 3000 de voturi în fața celuilalt candidat. Ca și echipe de consilieri, dacă primarul a obținut 64,61%, consilierii locali 55,62%, adică 3328%, este o diferență de 630 de voturi, mai mult votat primarul decât echipa. De asemenea, această repartiție duce astfel ca următorul partid, care e PNL-ul, care vine cu un număr de voturi
la nivel de partid, de echipă, 1095 de voturi. Consilierii PNL sunt votați mai mult decât primarul PNL. 18,30%. Alianța USR Plus are doar 971%, de asemenea consilierii votați mai mult decât primarul USR, în procent de 16,22%. Restul, ce să vă spunem, de 200 de voturi, de 189, iar ceilalți, ca și primari, avem primar cu 39 de voturi, cu 66 de voturi, cu 75 de voturi. Gândiți-vă că au fost 8 candidați. 8-le m-am inclus pe mine. 7 contracandidați. Voturile acestea au fost repartizate pe mandate. 17 mandate de consilier local are Consiliul Local Cumpăna astfel. 3 USR, 3 PNL și 11 PSD. Asta înseamnă că aveți majoritate. Majoritate. Simplă. Exact, în acest consiliu. Dar vreau să precizez că această muncă constantă, permanentă, făcută de o echipă cu bune și cu rele, cu oameni mai puțin înțelepți, care au răspuns provocărilor și eu mi-am cerut scuze. Am spus că nu sunt primarul care să accept comentariile neprincipiale, motiv pentru care o lună de zile și mai bine am îndurat mizerii pe care nu știu dacă altă persoană din comuna Cumpăna le-ar fi îndurat. Însă, fiecare plătește pentru modalitatea în care se comportă. Eu nicicum nu voi coborî în noroi și nici celorlalți colegi nu le voi mai da voie. Niciodată. Vom munci și rezultatul și răspunsul nostru este prin muncă. Fiecare cine greșește, plătește. În același timp, spuneam că am de mulțumit locuitorilor comunei Cumpăna. Eu n-am să-mi permit niciodată să cert pe nimeni, niciodată să spun un cuvânt celora care nu au dorit să voteze. Nu au dorit să voteze deloc și nici echipa Marianei Gâjul sau echipa PSD, cum le spun eu, pentru că partidul nostru se numește Cumpăna. Noi facem politica cumpănenilor. Au fost repartizate voturi și pentru Consiliul Județean Constanța. Cum ați mers acolo? 2271 de voturi au fost către Consiliul Județean Constanța, 2464 de voturi pentru președintele Consiliului Județean. Deloc puțin în situația în care dumneavoastră vedeți care sunt rezultatele la nivel de județ. Pentru că eu așa am considerat, muncim într-o echipă, mergem, ne dăm mâna mai departe la Consiliul Județean, pentru că indiferent de culoarea politică, noi vom avea proiecte pe care le vom implementa cu un Consiliu Județean ca cărei culoare politică nu reprezintă PSD-ul. Până acum, oamenii au votat partidul Cumpăna, așa cum spuneți dumneavoastră. Da, dar urmează niște alegeri parlamentare. Și toate aceste alegeri parlamentare, în care oamenii își vor alege reprezentanții în Senat și în Camera Deputaților, sunt convins că, eu știu, partidul vă va cere să le susțineți într-un fel sau altul. Vă veți implica în această campanie electorală pentru parlamentare, veți susține parlamentarii propuși de PSD, aveți nevoie de sprijin lor mai departe în Parlament sau credeți că în acești 4 ani nu și-au făcut, eu știu, poate treaba suficient de bine și atunci nu îi veți mai susține? Cum veți proceda? Voi face aceeași muncă pe care am făcut-o de-a lungul celorlalte 5 mandate, voi susține, pentru că nu ne este indiferent ce oameni ajung în Parlamentul României, pentru că aceia sunt oamenii care votează legile după care se guvernează o țară întreagă, nu doar administrația publică. În același timp vom avea primarii, sunt convinsă, dreptul de a spune stop promovării în Parlamentul României a oricui, numai acelora care să fie interesați de bunul mers al țării, și pentru că avem legi care nu concordă cu realitatea și pentru că avem legi care au nevoie încă de modificări, trebuie să mandatăm să meargă
în aceste alegeri oameni care, cărora să le pese de ce se întâmplă și în mediul rural și nu numai. Tocmai vreau să vă spun că niciodată nu mi-am dorit decât să fim oameni de echipă. Acum trebuie să avem și noi, județul Constanța, echipă care să fie promovată în Parlamentul României și să țină cu Constanța. Dumneavoastră știți că nu sunt primarul care să-mi critic colegii, indiferent de culoarea lor politică. Niciodată nu m-ați auzit și nu m-a văzut nimeni mergând într-o altă localitate și să critic colegul care vine din echipa PNL sau echipa PMP sau altă echipă. Niciodată. Pentru că eu știu ce înseamnă muncă. Dar am văzut primari că au venit la noastră în campanie electorală. Fie la dumnealor, fie de capul dumnealor, aibă dumnealor mai mult succes decât am eu în localitățile pe care le reprezintă. Eu nu le spun decât atât. Dumnezeu vede fiecare dintre noi care muncește, cum muncește și ce merită. Atâta le spun. Îi mulțumește Dumnezeu. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că niciodată Mariana Gâjul nu va merge să blameze o echipă care se străduie să muncească pentru județ. Nu o să am niciodată de a lovi în oamenii care reprezintă astăzi, da, eu fiind în opoziție și văd că la Consiliul Județean se muncește și se încearcă corect să se facă și repartiții de sume și susțineri de proiecte. Și exemplu concret este în instituția prefectului. Cum să spună Mariana Gâjul altceva? Când prefectul județului Constanța, chiar dacă nu reprezintă, el trebuie să fie politic, însă toată lumea știe că este susținut de PNL pentru că este reprezentantul guvernului în teritoriu, a susținut lucrarea de consolidare a malului stâng al canalului. Cu ce să-mi critique mie partidul meu atitudinea? Păi cu ce drept? Când nu dumnealor suferă, ce sufer eu acasă? Și când eu știu cel mai bine? Când s-a deplasat prefectul și noaptea, când a venit ministrul și ziua și oricând al unei guvernări care nu reprezintă Partidul Social Democrat. Și am spus stop. Nu mai mă plimb între ministrul finanțelor, premier, acela fiind culoarea mea politică, dar nici altor culori politice. Nu mă mai plimb între constructor și reprezentanții ACN-ului, care sunt direct interesați de lucrare, ci voi merge concret și voi prezenta realitatea. Astfel, săptămâna trecută, deci, luni am fost la ministere. Am zis să nu se spună pleacă din ziua, din săptămâna imediat după alegeri. Dar când vineri, eu am fost, joia trecută am fost pe marginea canalului Dunăre, Marea Neagră, și acolo malul se desprinde, păi eu aș fi stat cu brațele în sân și n-aș fi prezentat realitatea. Îmi pare rău că n-am telefoanele. În următorul minut, automat, filmări, fotografii, trimise pe WhatsApp primului ministru, ministrului Bode, al transporturilor, dar bineînțeles că prima dată domnului prefect ACN-ului. Ce reacții primiți atunci când le trimiți astfel de imagini sau deci, le dați telefoane? Ce, zice, ce vă spun acești doamne, nu s-a rezolvat? Cum, doamne, încă se... Păi da, domnule, pentru că banii alocați nu sunt suficienți. Pentru că banii alocați sunt folosiți doar la consolidarea la nivelul 34 al malului canalului. Să nu cumva să mai ducă pământ în canal, să se blocheze canalul. Sus consolidarea încă nu a început efectiv. Pentru ea, pentru consolidarea aceasta, acestea sunt imaginile. Acestea sunt imaginile pe care le-am pus acum în formă letrică, dar unde am trimis și am înregistrat fiecare adresă. Fiecare adresă, începând de la instituția prefectului. Citiți-mi către cine a trimis aceste adrese. Deci, după de rând, trebuie să vi le citesc. Către instituția prefectului, că este firesc să fie informat, către domnul ministru Bode, ministrul transporturilor, către domnul ministru Câțu, ministrul finanțelor, către doamna prim-vicepremier, doamna Turcanu și, bineînțeles, către domnul prim-ministru. Deci, oameni buni, doar comunicarea reală, corectă, cu o informare bazată pe fapte, pot să-i miște pe acei oameni ca la nivelul țării, deși sunt împovărați de situația gravă a acestui COVID-19, să aloce în continuare bani
pentru continuarea consolidării malului. Fac de seamă că tot statul pe la uși e cea care e gestul care mișcă lucrurile, gestul ăla pe care îl critica un domn care a luat 13% dintre voturi. Deci, eu vreau să vă spun că dacă aș fi plecat capul sau urechea sau mi-aș împovărat inima cu acele critici de al unor oameni care habar n-au făcut nimic pentru comunitatea aceasta, dar consideră că nu s-a făcut nimic până acum, noi n-am fi evoluat ca și proiecte. Au trei consilieri liberali și trei consilieri cei de la USR. Ce mesaj le transmiteți? Ce fel de proiecte ați vrea să vedeți de la ei în Consiliul Local, astfel încât să se și întâmple lucruri propuse de către ei? Domnule Boioglu, știți, n-ar trebui să comentez, îi facem eroi, le facem publicitate, dar acel candidat al USR-ului care a alergat disperat să filmeze, să fotografieze toate gropile din comună, toate gunoaiele pe câmp, tot ce înseamnă nerealizări, da? Același a și depus cererea de retragere din funcția de consilier. Adică nu vrea să rămână să facă treabă pentru comună în continuare? Ei, a spus-o dumneavoastră. De ce? N-am rostit-o eu. Era interesat doar de funcția de primar, adică nu de munca de consilier. Adică n-a rămas în Consiliu să vină cu proiecte pentru comună, să vină să-și pună în aplicare toate proiectele despre care a vorbit în campanie, probabil, și așa mai departe. Este mai bine să o spună populația, însă eu vă pot prezenta o cerere, n-am crezut că este nevoie, dar dumneavoastră ați adus în discuție cererea lui George Vasile de retragere din funcția de consilier. El deja era pe locul 2 și bineînțeles că va urca de pe lista USR-ului un alt consilier local, pentru că aceasta e legislația în vigoare. Candidatul PNR rămâne consilier? Deocamdată nu știu nimic în acest sens. Este opțiunea fiecăruia. Nu se știe în ce măsură, dar abia atunci când vor avea repartizate în același timp de către Consiliul Local, nu de mine primar, sarcini concrete pe domenii de activitate, pe comisii de activitate, așa cum funcționează un Consiliu Local, cu atribuții, cu proiecte reale pe care să le urmărească, să îi le implementeze, ca cel pe care tocmai aseară, la ora 18 până la ora 19.45, am avut o ședință cu președinții asociațiilor de locatari de la blocuri, pentru că v-am spus, munca noastră a început încă de săptămâna trecută, nu de aceasta, continuă cu a menține curățenia în comună, cu colectarea selectivă a deșeurilor în localitate, cu problemele pe care le creează disciplina între blocuri a anumitor categorii de persoane. Ei, și atunci, pentru că avem în cadrul echipei de Consiliu Local și consilier PSD și consilier USR, care locuiesc chiar în acele zone, chiar în acel perimetru. Cu atât mai multe ar trebui să fie cointeresați să rezolve problemele. Absolut, vor răspunde de aceste probleme și ne vom uni eforturile, forțele, pentru a putea să aducem liniște, siguranță, curățenie tuturor cetățenilor comunei Cumpăna. Eu așa știu să muncesc, împreună cu oamenii în echipă, nu avâna o greșeală de redactare, și pentru aceea a ieșit un scandal ca și cum ar fi fraudat echipa PSD primăria Cumpăna. Sau vă imaginați, în campanie se spun multe, se aruncă cu mult noroi, însă din păcate în sufletul unora lasă urme adânci, nu pot trece, nu tot omul este tare, rezistent din punct de vedere fizic și psihic. Nu este vorba doar de așa, vai de mine, m-a jinit vorba nu știu cui. Ca atare îi vom vedea acum la treabă pe cei 6 consilieri. Chiar sunt curios ce se întâmplă, cu ce proiecte vor veni, proiecte realiste. Nu vreau să facem un aeroport în Cumpăna, pentru că atunci au fost când și de genul acesta. Vii cu astfel de proiecte, trebuie să vii să propui și finanțarea pentru el, trebuie să scrii proiectul, trebuie să urmărești execuția lui și așa mai departe. Și dacă este un proiect care este benefic localității, da, un aeroport ar fi benefic, dar e ceva SF, nu se poate face așa ceva aici. Și atunci, dacă toate aceste proiecte sunt benefice localității, să le vedem puse în aplicare și urmărite de către acești consilieri, în cazul în care au asemenea idei și în care, eu știu dacă au venit cu ele în campanie, să le și pună în aplicare. Dar simplu fapt că un om care a candidat, a obținut niște voturi și după aceea se retrage, chiar sunt curios care este motivația dânsului. Chiar aș fi curios să aflu și să vedem ce se întâmplă și din ce cauză refuză, așa cum spuneți dumneavoastră, să lucreze mai departe pentru comuna care i-a acordat încrederea.
chiar dacă într-un procent foarte mic. Dar dacă oamenii i-au acordat încrederea, atunci când cineva te votează, eu știu, în proporție de, nu știu, 1000 și ceva de voturi, acei 1000 de oameni au încredere că proiectele tale pe care le-ai propus ar trebui să fie puse în aplicare. Oamenii aceia 1000, oare cum se simt în momentul de față când află că cel pe care l-au votat n-a câștigat funcția de primar, dar nici măcar nu vrea să rămână consilier local ca să continue munca pentru comună? Eu sunt curios dacă un astfel de om poate să se mai numească cumpănean până la urmă. Dacă odată ce ai pierdut o luptă pentru primar, te retragi din funcția de consilier pentru că ai tu alte treburi. Deci, eu vreau să vă spun că la nivelul comunei noastre, aceasta este situația. Nu stau eu să analizez conștiința fiecăruia. Nu, le analizăm noi, jurnaliști, asta e munca noastră. Caracterul fiecăruia. Eu vreau să vă spun doar că noi încă de săptămâna aceasta am pornit, cum spuneam, la drum, la minister, spre exemplu la Ministerul Transporturilor, și aceasta este adresată, are număr de înregistrare de acolo, unde solicitam, dacă vreți, avansarea etapelor pentru proiectul de pietruire și asfaltare de trotuare în comuna Cumpăna. E vorba de un proiect nou sau e continuare celor vechi? Avem în continuare acelorlalte vechi, proiecte pe care noi chiar vrem să le avansăm, să nu rămână să bată pe loc, ci să începem efectiv să le executăm. Pentru că, așa cum am spus, anii trec ca vântul, ca și gândul zboară. Tocmai de aceea vreau să știu că le începem, că odată începute trebuie să le urmărim. Vedeți dumneavoastră, proiecte începute precum grădinița Sfânta Maria stagnează datorită neseriozității constructorului, ca și celălalt de la centrul de tineret, da? Constructori care își iau multe lucrări, nu pot să le execute, iar motivul pentru care lucrează o săptămână, stau trei, este aducerea muncitorilor din Republica Moldova. Un alt subiect pe care n-am înțeles și nu o să-l înțeleg, vă imaginați că ne rugăm la Dumnezeu să avem norocul să participe la licitație constructori serioși. Apoi, poate odată ce sprijiniți parlamentari PSD sau din alte partide care sunt dispuse să facă treabă pentru țară, ar fi bine să le spuneți și să schimbe legislația asta legată de felul în care sunt luate anumite licitații câștigate de firme care sunt neserioase, și odată ce ai fost și ai dovedit că ești neserios, să nu mai ai dreptul să mai participi la alte licitații. Să dea Dumnezeu să reușim. Primarii comunelor din România au depus nu odată acest amendament pentru modificarea legislativă. Pentru că vă imaginați, nu doar comuna Cumpăna se află în această situație. Apoi, există și proiectanți care aberează, și când tu nu ești specialist pe meserie și să spui, nu ai studii pentru consultanță în întocmirea unor proiecte, iar cei care sunt buni sunt extraordinar de scumpi și nu toată lumea și îi poate permite, ca și administrație publică locală, vă imaginați că atunci ne rugăm, așa cum am spus, de bunului Dumnezeu să ne ajute să găsim echipe bune. Păi noi intrăm acum în lucru cu un nou proiect, că de ce vreau să vorbesc, de ocolire, varianta de ocolire a comunei Cumpăna, variantă care să ne protejeze străzile din localitate și tot ce înseamnă tiruri, să nu mai circule pe strada nucilor. Vă imaginați că am depus acest proiect, l-am pierdut la câteva sutimi și uitați așa, acum ne reluăm munca de a accesa alte fonduri europene pentru a depune acest proiect. Apoi, vă spuneam dumneavoastră că avem proiect început, apropo de constructori, unde Agenția Națională de Locuințe nu reușește să stăpânească niște constructori care parcă au pus sechestru pe contractele pe care le scoate la licitație ANL-ul București, și au început în luna august, au excavat o groapă, un hău în fața blocului ANL pentru a începe cea de-a treia etapă a blocului ANL, alte 64 de apartamente. Am început luna octombrie și datorită expertizei pe care au cerut-o, expertiză geo, și nu au rezultatul nici până la această dată, efectiv lucrarea e blocată. Este o groapă, un crater lângă campusul școlar, parcă stă de muzeu, da? E săpătură arheologică. Și atunci i-am spus domnului director general, domnule, îmi pare rău, cu tot respectul, că nu mă duc acolo să fac eu ordinea. Dumneavoastră, dacă nu credeți că este de ajuns, eu voi face public
voi face public ce se întâmplă la Agenția Națională Locuințe cu un contract de finanțare semnat la nivel de minister, cu tot ce înseamnă, nu cu vorbe, cu contract de finanțare semnat în minister, în Ministerul Dezvoltării, și care încă nu este funcțional. Cum este posibil așa ceva? Trece perioada, împlinesc tinerii 35 de ani, depășesc, ajung la limita de 38, când nu mai au voie niciodată pentru ce să fie blestemați oamenii, când au așteptat 10 ani de zile să nu beneficieze. E, trebuia să ducă primarul să țipe acolo, să facă, că altfel nu pot să spun, ca în urmă să lase hârtii, ca ieri să primim telefon, știți, a predat constructorul Studiu Geo. Păi bine, domnule director general, ce director general ești dumneata dacă dumneata abia în urma presiunilor să spui, păi ce faci, vare la mână pe toți, de trebuie să stăm, să așteptăm la infinit? E bine că funcționează țipetele, măcar. Nu se poate, nu trebuie să lucrăm așa. Nu, noi trebuie să lucrăm pe respect reciproc, pe omenie, pe a vă interesa ce se întâmplă cu lucrarea respectivă, fără să vorbim de promovări, de hotărâri de guvern. Promovări de hotărâri de guvern pe care le așteptăm și câte, e o promovare de 13 ani. Am întâlnit primari care au decedat lăsând acolo documentele nerezolvate. Vă imaginați ce înseamnă? Aveți e trist. Aveți o bună ocazie de a trimite și locuitorii și dumneavoastră, de a trimite oameni în Parlament care sunt competenți, care sunt specialiști, care au dovedit prin muncă faptul că pot să, eu știu, managerieze structuri și așa mai departe, pe care vreți să-i trimite și să facă aceste lucruri bine pentru România, ca să ne facem și noi bine în continuare. Noi ne facem bine doar așa, nu știu cum să vă spun, în salturi, în șuturi, nu știu cum, e urât ce spun, dar e real, funcționează. Nu am încotro, trebuie să recunosc realitatea. Și eu nu o să stau cu mâinile în sân și nu o să stau pe dreptate, să stau să plâng toată ziua. Vai de mine, nu s-a rezolvat. Nu! Trebuie să se rezolve. Eu vă promit că o să revenim la cumpăna de fiecare dată, când ne invitați și când nu ne invitați, ca să vedem ce se întâmplă, ca să informăm corect oamenii și ca să vedem cum toate aceste proiecte, fie că e vorba de malul canalului, de ieșirea de pe autostradă și altele pentru localitate, sunt duse la bun sfârșit, realizate și, așa cum vorbeam mai devreme, și cum consilierii pe care oamenii i-au votat își fac treaba și vin cu proiecte bune pentru localitate. Dacă îmi permiteți, se întâmplă și lucruri bune la Cumpăna, chiar în această perioadă. Copilele Haide noastre... Haideți să încheiem într-o notă pozitivă. Exact. Da. Tocmai de aceea vreau să vă spun. Fetițele noastre de la gimnastică ritmică săptămâna trecută au câștigat 2 medalii de aur, 2 de argint, 2 de bronz la nivel de țară la campionatul național de gimnastică ritmică. Ele se pregătesc pentru a participa mai departe, încă au etape de concurs, cum de altfel și tinerii luptători, lupte greco-romane, lupte libere, sunt câștigători și a medalii, chiar dacă la nivel de amical, la nivel de țară, însă este important Clubul Sportiv Victoria Cumpăna aduce medalii de aur și de bronz pentru copiii noștri, pentru familiile lor, profesorii care instruiesc, dar spunem noi că sunt ambasadorii Comunei Cumpăna și sunt cei mai buni ambasadori. Așa tocmai se de văd aceea. Rezultatele. Așa este. Așa se văd rezultatele muncii, pentru că dacă n-ar fi avut o sală unde să se antreneze, un complex sportiv unde să se antreneze cu toate condițiile, fie că era vară sau iarnă, n-ar fi ajuns să fie campioni acum. Ați crescut campioni. Absolut. Și creștem în continuare. Spuneam că 480 de copii legitimați la Clubul Sportiv Victoria Cumpăna justifică existența acestor baze sportive bine îngrijite, bine întreținute și nu pentru noi, ci pentru copiii noștri și pentru viitorul localității noastre. Adulții pot să-și încheie abonamente pentru a închiria fie sala, sălile de sport, dar în același timp și terenul din cadrul complexului sportiv centenar. Ce trebuie să mai spun este faptul că aduc mulțumiri celor care dăruiesc copiilor noștri și nu am voie să rostesc nume de societate, dar spun om, atât spun. Omule, familia Balagiu, sunteți cei care ați început prima sponsorizare în cel de-al șaselea mandat al echipei administrației publice locale Cumpăna și vreau să vă rog să
primiți mulțumirile copiilor și ale părinților, dar mai ales să nu uitați ceea ce v-au rugat copiii. Rugămintea noastră este către toți părinții să înțeleagă că este foarte important copiii noștri să meargă la școală, ne străduim să putem să menținem ordinea, disciplina, ca să putem să avem copiii la școală fizic și nu hibrid, așa cum suntem acum, fizic, pentru că una e să înveți online, alta e să înveți față în față, însă numărul locuitorilor, care este la statistică de 15.684 cu domiciliu stabil, depășește numărul legal stabilit ca să putem să avem fizic copiii la școală, de aceea am intrat în formă hibridă. Dragii noștri, 26 de persoane la nivelul Comunei Cumpăna sunt testate pozitiv, motiv pentru care vă rog, vă îndemn să păstrăm regulile de distanțare, regulile păstrând, purtând masca oriunde, în spații închise, în mijloacele de transport. Vă mai rog, dragi agenți economici, care ați fost informați de către hotărârea Comitetului Județean Situații de Urgență Constanța, respectați măsurile de restrângere temporară a activității. Nu-mi doresc să plătiți amenzi pentru nerespectare, deoarece știu că nu aveți de unde resurse financiare. Subliniez, nu primarul Mariana Gâjul sau Consiliul Local Cumpăna a luat această hotărâre, ci Direcția de Sănătate Publică Constanța, prezentând numărul cazurilor pe care le deținem în comună. Protejați-vă copiii, protejați-vă bunicii, părinții, dar ne protejăm pe noi toți. Vă mulțumesc încă o dată că suntem o echipă, că suntem o familie mare a Comunei Cumpăna, pentru încrederea ce mi-ați acordat-o, pentru încrederea ce ne-ați acordat-o tuturora. Vom munci împreună. Important este să fim sănătoși și să avem respect unul față de celălalt. Încredere unii în ceilalți. Vă mulțumesc, dragi cumpăneni. Și eu vă mulțumesc pentru participarea în emisiune și sunt convins că oamenii vor aprecia toate aceste îndemnuri, nu ca pe o obligație, ci ca pe ceva care îi ajută chiar pe ei, pentru că am trăit printr-o perioadă de blocaj și nu vrem să se întâmple altă dată cu venirea toamnei și a iernii. Vrem să ne desfășurăm activitatea, vrem ca agenții economici să funcționeze în continuare, să ofere salarii angajaților și așa mai departe, iar oamenii să fie sănătoși în continuare. Și e bine că faceți aceste eforturi pentru ca totul să desfășoare, eu știu, cât mai aproape de normal, ca să zic așa. Vă mulțumesc mult pentru participarea în emisiune. Așa cum am spus, vă vom urmări activitatea în continuare. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit aici la Cumpăna. Sunt convins că sunt multe de făcut, ca în fiecare localitate din România. Aceste alegeri au însemnat confirmarea unui mandat de primar la Cumpăna, dar au însemnat și momentul la care acel primar, în speță doamna primar Mariana Gâju, se apucă din nou de muncă, nu că s-ar fi oprit vreodată, dar se apucă în continuare de muncă și face toate aceste lucruri pentru cumpăneni. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună!